plus 5, trebuie mai mulți cu 5. 5. Păi, unde ai mulți cu plus? Deci, încă o dată, o singură bucată cât este asta, micuță? O singură bucată mică este 35. 35, da? Și 35-ul acela, cu cine îl trebuie să-l mulțim? 35-ul cu 5. Cu 5, că cu sunt 5. 5 de astea. Deci 35, hai să vedem. 35 înmulțit cu 5, că sunt 5 de astea. 5 ori 5, 25. Da? Da. 5 ori 3, hai, ajută-mă. Da. 5 ori 5, 25. 5 ori 5, 25. 5 ori 3, 15 și cu 2, 15 și cu 2, 17. Da? 17. 175 numai până aici. Și mai are o bucățică mie împușcată de aici. Dar bucățica aceea mică cât înseamnă? Am zis 48. Deci plus 48. Plus 48. Și face cât acum? 48. 5 cu 48. 5 cu 4, 5 cu 8. E egal cu 3. Da. 4 cu 7, 13 și cu 1, 12, 21. 4 cu 7? 11. Așa. 1, 12. Așa. Și 1 cu 1, 1 și un compu. Deci 223 de kilograme vin de a treia zi. 223 kilograme. Și am spus că eu mai rămas pentru final, cât am spus că mai rămas aici? Pentru a patra zi, 240 de kilograme. Ei, dacă le adunăm, trebuie să ne dea ce cantitate? 1715. Vreți să facem proba? Nu. De ce nu? Azi mi-e foarte mult de calculat. Deci la adunarea asta? Păi, nu cred că e. Bine. Nu e adunarea foarte grea. 5 cu 3, 8. Da. Nu știu, 3 cu 2, 5. Și da. 4, 9. Da. 9 cu 6, 15. 5 și 1 reținem. Deci, 4 și cu 6, 10, 2 și cu 3, 5, 15. Și îmi reține. Da. 7 și cu... așteptați. 7 și cu 2, 9. 9 cu 5, 14 și cu 2, 16. Și cu 1, 17. Așa. Deci, avem 17, da? Da. Ei, cât trebuia să dea cantitatea? 1715. Cât ne-a dat? 1758. Care-i concluzia? Ați greșit. Am greșit. Am greșit. Nu pot să spun greșit. Am greșit amândoi, că aici am fost amândoi prezenți. Hai să reluăm. Să reluăm. 5 cu 3, 8. Da. Nu, ați făcut bine calculul. Calculul e bun acolo. Da, dar 1758 e bine la adunare. Bine. Ce am făcut înainte, 1715, iar e bine, pentru că am zis că e 245, o singură bucățică, ori 7, 7 ori 5, 35, 7 ori 4, 20. Acum când trebuie să descoperim greșeala. Deci vezi, dragule, unde ne aflăm? În momentul în care, la probă, nu-mi iese. 245 ori 7. E bine. 1715. Deci cantitatea totală este corectă. Prima zi. Undeva este o greșeală. Hai să vedem pe fir, să mergem înapoi. Dar e același lucru. Că în a treia zi trebuia să dea același lucru ca în a prima zi. În a treia zi... De ce? Pentru că sunt același... La aceleași... Tot trei șeptim, da? Da. Da, da, dar se referă trei șeptimi la rest. Știi că poanta aceea m-a acoperit și pe mine? Da. Așa. Deci, când am zis trei șeptimi din cantitatea totală, cu cât o vine bunicul? Cu 1700 de kilograme. Și clar, da, și clar că în prima zi vinde mai mult. E limpede. A doua zi vinde patru șeptimi din ce au rămas. Ei, vinde
mai puțin. Cât câți 4 șeptimi, dar din restul acela. A treia zi, 3 șeptimi din ce-o rămas din restul anterior. Eu cred că am greșit. Unde bănești tu că am greșit? Eu cred că am greșit la rest. La rest? Păi restul, când l-am fixat noi, fiindcă ca și număr de segmente, deci din 84 scăzut 36. Eu așa zice, 48. 84 minus 36 nu fac 48? Ia-ți vezi tu. Ba da. 6 din 14. Ba da, fac 48. 48, e bine. Da, da. Și tu când ai fixat un multiplu de 48, dar nu înțeleg de ce ați mai pus 48 să fie ca o pătrățică mică. Păi tu, noi împreună aici am făcut diferența între 84 și 36 și nu știam noi ce să lăsăm aici. Da. Ca răspuns. Și tu ai spus, fiindcă sunt 48 de segmente, sunt 12 de astea mici. Și noi am ajuns la totalul de câte am spus aici, de 48 de segmente. Și atunci, tu ai zis, trebuie să dau un multiplu de 48. Și un multiplu de 48, da. Care ar fi fost multiplu de 48? Cum data trecută ai dat la 60, știi? Da. Din nevoia aceea de a se împărți exact, așa aici am trebuit să dăm un multiplu de 48. Și eu spune, ai mulțit cu 5 tu. Da. Încât, în momentul de față, avem clar acum că nu-mi rămâne să spun că aici 48 de segmente de acestea galbene care sunt aici, ales, și ai mulțit cu 5, fiecare pătrățică de cea micuță care ar fi fost aici înglobată, e 5 kg. Da. Și atunci, restul de care am vorbit noi, este foarte bine. E corect. Că l-ai fixat așa. Unde crezi tu că este greșeala? Nu știu, la date. Deci, ca număr de acest 48 de segmente și acest 5 kg ne-a determinat pe noi să spunem că dacă un segment micuț de la mică e 5, sunt 7 în fiecare, 7 ori 5, 35 este un segment de ăsta și 35 ori 7, deci că sunt 7 în total, fac 245. Deci 245 ar fi segmentul acesta dinainte. Da. 245, 245, 245. În prima zi, 245 ori 3. 730. Deci 245. Da? 245 ori, cât am spus, ori? 3. 3 ori 5, 15. 3 ori 4, 12. 3 ori 2, 6. Și cum e 7? 7 este 25. Nu. 5 ori 3, 15, 5 și 1, 4 ori 3, 12. Deci ești cu 13. Ați făcut bine. 435. Așa, ați scris bine acolo, prima dată. Da? Deci... Nu. Deci 3 ori 5, 15, 3 ori 4, 12, 3 ori 2, 6 și cu 7. 735. Da, e bine. Deci în prima zi 735, nu 560. Păi acolo e a doua zi, ce ziceți dumneavoastră. Da, uitam unde ieșit. Da, e bine. E bine. Deci prima zi ne-a ieșit. A doua zi face un 7, încă un 7 și două de astea micuții, care una de astea micuții e de 35. Deci practic 245 ori 2. 245 ori 2. 2. Așa. 245 ori 2. 2 ori 50, 2 ori 4, 81, 9. 2 ori 2, 4. Da? 490. Plus. Și plus două din astea micuții, iar una din astea micuții din 35. Plus 70. Și iar ați făcut bine. 560. 560. Deci și a doua zi e verificată. Restul este corect făcut. Unde e problema? Problema este a treia zi. Ca a treia zi se compune din 3 șeptimi, din 9 rest. Din nou rest.
Și noi am făcut așa fel, pe cele trei șeptimi, le-am adus la 36 pe 84, am înmulțit totul cu cât? Am înmulțit totul cu 12, că rămăsese 12 de acestea, și la înmulțirea cu 12 mi-a dat 36 pe 84. Da. Ei, dragule, cele 36 pe 84 se compun din 7, 7, 7, 7, 7, 5 ori 7, 35, 35 și mai luăm o singură 84 zecime. Și acum, fiecare din asta mică înseamnă 5 kg, 35 înseamnă o bucată de asta, deci înseamnă că zicem 35 ori 5, 35 ori 5, că sunt 5 de astea, 1, 2, 3, 4, 5, 35 ori 5, 5 ori 3, 15, 175. Și mai este încă una micuță de asta, una micuță de aici, care înseamnă 5 kg. Încă 5 kg. Puse. Și fac 180. 175 cu 180. Deci aici greșeala este nu 223, ci 180. Mai vedem o dată. Ca să pus semnul de întrebare aici. Acum, am zis 1, 2, 3, 4, 5. Una singură înseamnă 35. Da. 35 ori 5, că sunt 5 bucăți de astea. 175. Și mai este o bucățică micuță care înseamnă 5 kg. Ați pus 48. Am pus 48, m-am uitat la 48 de astea. Da, 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 da. Deci, plus doar 5. Da. Și atunci înseamnă cât? 180. 80. Și modificarea asta făcută, să ne vedem nesă suma. Aici, în momentul de față, am avut un exemplu concret a ceea ce înseamnă să ne verificăm. Domnul profesor, dar nu știm dacă e corect. Ia vezi, adună. 5. 5. 5. 5. 3 și cu 6, 9 și cu 8, 17 și cu 4, 21, 5 și cu 1, 6 și cu 2, 8 și cu 2, 10 și cu 7, 10 și cu 7, 17. E bine. Da. Problema asta a devenit mult mai complicată. Mult mai complicate, pentru că am avansat cu încă a treia zi cu fracția din rest. Iar fracția din rest a presupus o împărțire a acestui segment la rândul în 7. Și aceasta a complicat mult problema. Dar, mă rog, am vrut să merg pe raționamentul acesta că problemele pot fi complicate. Mult, foarte mult complicate. Deci dacă mai băgăm încă o zi, totul se complică. Iar cât privește restul de aici... Cu multiplu de 5. Așa, la cantitate, dar ca formă imposibil. Dacă însă mulțeam acela 48 ăla care ne-am zis noi cu 2 sau cu 3, deci diferența asta de segmente de acolo mulțeam exact, cu 2 sau cu 3, atunci se pare că vine mai aproape de adevăr, ca problemă în sine. Dar... ea formulată este corectă. Da? Bun. Acum aș vrea să mai fac ceva, că am înțeles că sunteți la afară necunoscute dintr-o relație. A trecut o oră? Dar vreau totuși să mai arăt ceva și îndată o să trec și la David, ca să vedem. Că s-a întâmplat asta să fie din anul ăsta. Mi s-a întâmplat mie să ajung un pic mai târziu și atunci... ca probleme, ce vreau să-ți mai arăt? Aș vrea să facem următoarea mulțire. Deci 1,
ori 2, ori 3, ori 4, ori 5, ori 6, ori, paranteză, 56 împărțit la 7 minus 8 ori 10 ori 11 egal cu. Fă calculul acesta. Nu-ți vine, nu-ți vine de acolo. Dacă ați vedea cât de nemulțumit este, pentru că el spune așa ceva, nu vreau. De ce? Nu. Întreabă mult de făcut, nu? Da, 1, 2, 2. Ia să vedem Davide. Davide mai ne ajută. Hai să vedem ce ne zice el. Te rog, Davide. 56 împărțit la 7. Așa. 8. Minus 8, 0. Așa. Nu, no, ăștia nu mă zic că 0 e 0. Asta era, mă! Deci răspunsul este 0, că aici face 0. Dacă unul din factorii e 0, dacă unul din factorii este 0, tot rezultatul este 0. Deci e o pointă în toată fie asta. Nu, nu, eu spuneam că nu. Nu se ocupă. El nu te atrăgea atenția că nu se ocupă. Dar dacă îți dau așa, 9 ori 10, ori 11, ori 4 împărțit la 2, minus x, egal cu 0. X egal cu 0. X egal 2. De ce 2? Pentru că 4 împărțit la 2 egal 2, 2 egal cu 0. Deci cum ăștia nu poți fi 0, rămânea că ăsta să fie 0, da? Da. Și deci x-ul este 0. Da. Așa, ca tema acasă, te ocup de următoarele. Da. Construiască cel mai mare număr și cel mai mic număr a căror cifre satisfac relația, relațiile. A plus B plus C este egal cu 7. Deci cifrele lui A, B și C. Suma cifrelor fac 7. Și A ori B ori C egal cu 6. No, hai să zicem 6 și 6. A plus B plus C. Nu se poate rezolva suma să formez numărul ăsta. Deci, gata! Știu cum. A egal 1, B egal 2, C egal 3. Gata, încă. Eu nu știu. Nu mai scrii! Cam aflat! Cel mai mic și cel mai mare. Număr a căror cifre, ABC, satisfac relația asta, da? Cel mai mare era 321 și cel mai mic 123. Dar dacă îți spun numărul A plus B plus C plus D să facă A plus B plus C plus D să facă, să zicem, 7 și A ori B ori C ori D să facă 6. Scrieți 7 și ori 6. Deci A plus B plus C plus D egal 7 și A ori B ori C ori D egal cu 6. Și încă două probleme mai vreau făcute de tine. N-am făcut deloc de la acelea cu vile și cu... Da? Și cu vazi, da? Celelalte trei. Ai făcut tu, dar eu nu am văzut asta, da? Și tot așa mai pregătește o problemă. Deci asta. Și mai pregătește o problemă cu fir, cum spui tu. Da. Nu cu 4 zile, cum merg, cum am dat eu, ci numai cu 2. Prima zi, a doua zi și restul, da? Păi ar fi atât de ușor. Sigur că ți-e ușor, dar acum caută să... Vezi cu niște numere acolo care sunt destul de interesante. Ne oprim aici. La revedere! La revedere! Să nu uitați de like și să vă abonați la Prof Online. La revedere!